Bun găsit! Subiectul emisiunii de astăzi este plantare de biserici. Cât de bine împlinește Biserica din Republica Moldova porunca Mântuitorului de a merge și de a face ucenici, discutăm astăzi cu invitații mei din platou. Este vorba despre Adrian Blajinski și Ion Cotorobai, misionari din raionul Strășeni. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Actual. Bine v-am găsit. Cu părere de rău, Departamentul Misiuni și Evanghelizare din cadrul Uniunii Bisericilor Baptiste n-a dat curs invitației noastre. Vroiam să știu care este situația legată de misiune la nivel de Uniune, dar din câte cunosc din rapoarte oficiale, în anul 2013 au fost plantate doar cu 4 biserici, mai multe decât în anul 2012. Iar în doar 700 de localități din țara noastră, din cele 1700, sunt biserici baptiste. Întrebarea mea este, de ce așa un număr de mic de biserici au fost plantate în 2013? Care este cauza? Cum explicați voi acest fenomen? Adrian. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, atunci Biblia spune că cu cât mai mult înainta se propovăduia Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mulți oameni se întorceau la Dumnezeu. Deci biserica este plantată atunci când oamenii, într-o localitate oarecare, oamenii se întorc la Dumnezeu, un grup de oameni, o familie, două, trei, încep să studieze Sfintele Scripturi, să se adune la olaltă și să-L slăvească pe Dumnezeu. Dacă într-o localitate nu există biserică, înseamnă că nu este răspândit cuvântul acolo și oamenii nu aud cuvântul, nu se întorc la Dumnezeu și nu se plantează biserici. Nu știu exact cifra în câte localități încă nu avem biserici. Localități. Nu avem biserici. Atunci, cred că cauza, pentru că în acele 1000 de localități nu se propovăduiește sistematic cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu se propovăduiește cuvântul? Care ar fi motivul? Așa cum știu, în 2013 a fost plantată doar o biserică. În 2013? 2013. Eu știu de 4 biserici. Oricum, 4. E un număr foarte mic. Da, e un număr. Eu am auzit, poate știți mai bine, eu am auzit de o biserică s-a plantat. Eu cred că problema este din cauza lipsei de studiere Cuvântului lui Dumnezeu. Bisericile, cu părere de rău, au devenit mai acomodate sau credincioșii din biserici se acomodează și așa am eu un cuvânt spus, îl spun bisericii, încălzesc scaunele. Credincioșii încălzesc scaunele și nu mai răspund la chemarea lui Dumnezeu. Și cred că asta este o problemă acum la noi în societate. Toată influența Occidentului care vine influențează asupra tinerilor, asupra copiilor și nu mai stau în Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai studiază Cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu studiază Cuvântul lui Dumnezeu, nu au motivare de a merge și de a propovădui Cuvântul. Din câte cunosc, la Colegiul Teologic Baptist, anul trecut au aplicat 2 sau 3 persoane și toți vorbitori de limba rusă, niciun vorbitor de limba română n-a aplicat la Facultatea de Misiologie. Toți au aplicat, sau majoritatea au aplicat la business și administrarea afacerilor, pentru că acolo a apărut așa o facultate. Aceasta arată prioritățile tinerilor din ziua de azi. De fapt, oamenii devin tot mai confortabili și cu păreri de rău mai cu gând spre confort, câștig și așa mai departe. Da, zici prioritățile tinerilor. Dar în ce măsură pastorii de biserici, slujitorii bisericilor sunt răspund de această situație? Acum nu putem da vină pe pastori sau pe slujitori că tinerii nu aplică la misiologie sau la teologie. Dar totuși o responsabilitate este, pentru că tinerii din biserică trebuie să fie motivați de pastori.
de slujitori, cu păreri de rău, tot mai puțin slujitori avem în țară. Cum? Slujitori model? Da. Slujitori care avem. Oamenii chemați de a sluji lui Dumnezeu sunt tot mai puțin și mai puțin. Unii slujitori pleacă peste hotare. Pentru că, de fapt, a fi slujitor implică jertfire. În ziua de azi, oamenii foarte greu jertfesc de la sine. Înseamnă să renunți la confort, să renunți la timpul liber, să renunți la, la lucrurile poate care, care plac firii pământești, da? Și să te jertfești pentru a vesti Evanghelia. Pentru că a vesti Evanghelia, a vesti cuvântul lui Dumnezeu, a face lucrarea lui Dumnezeu, a face misiune, înseamnă să-l faci chiar și din timpul tău liber. Să jertfești din timpul cu familia, să jertfești din timpul personal, cum vorbesc cu oamenii ziua de azi, toți au timp personal. Nu înțelegem tot mai mult și mai mult că tot timpul aparține lui Dumnezeu, de fapt. Și ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu, într-o zi v-am dat socoteală de aceste lucruri. Eu cred că începe o educare creștină începe și din familie. Vorbeam de tineri. Tinerii nu mai răspund chemării, nu mai doresc, nu sunt motivați, marg în slujire. Și cred că începe educarea aceasta și motivarea aceasta, cumva este reflectată și din familie. Din, te referi la familii creștine? Familii creștine, familiile lor biologice. Familiile lor biologice, fiindcă dacă tata și mama acordă timp cuvântului lui Dumnezeu, dacă tata și mama vestesc cuvântul lui Dumnezeu, atunci copiii merg pe urmele părinților. În primul rând, ei, părinții sunt un model, sunt un exemplu pentru copiilor și pentru tineri. Și clar, fiind în biserică de acum și slujitorii și păstorii care sunt, le dau o direcție. Adrian, tu ești proaspăt plantator de biserică, din câte știu, acum câteva luni în urmă ai plantat o biserică în orașul Strășeni. Ce te-a motivat pe tine personal să faci lucrul acesta? De fapt, lucrarea în și orașul... Cum te-ai apreciat să faci lucrul acesta? În sens, ți-a fost ușor să te apreciezi să începi o biserică? Nu, pentru că este o responsabilitate foarte mare și, de fapt, lucrarea în orașul Strășeni a început cu mulți, mulți ani în urmă, aș spune eu așa, da, prin grupele de studiu pe care le-am început să le conducem împreună cu soția mea. Regulat, săptămânal, ne-am adunat pe la case cu anumite persoane, cu diferite persoane, da? Veneau oameni care nu erau din biserică, oameni care poate făceau parte dintr-un grup, dintr-o biserică oarecare și oamenii au început să se pocăiască, da? S-au întors la Dumnezeu, dar nefiind, neavând, nu eram cu gând atunci la o plantare de biserică, mai erau ceva biserici în orașul Strășeni, totuși oamenii au ales să meargă la unele biserici din Chișinău, cei care s-au au intrat într-un legământ cu Domnul Iisus Hristos. De ce m-am hotărât să plantez o biserică în Strășeni? De fapt, păstorul bisericii din care fac parte la moment, din Biserica Bunăvestirea, pastorul Vasile Filat, întotdeauna ne îndeamnă să facem misiune în localitățile în care nu este nicio biserică. Deși în Strășeni sunt unele biserici, din partea Uniunii Bisericilor Baptiste nu era o biserică în orașul Strășeni și fratele Vasile ne-a îndemnat ca să deschidem, să pornim acolo o biserică, da, în orașul Strășeni. Și atunci cu persoanele care de ani de zile am studiat Cuvântul lui Dumnezeu. De câți ani? Ok, hai să zicem împreună cu soția mea, deja sunt 6 ani de zile, dar... De când investiți în acest împreună în acest cu soția, oameni. Da, pentru că soția mea și mai înainte, și eu tot încă mai înainte, nu mai mult de 6 ani de zile, hai să spunem așa, dar 6 ani de zile suntem căsătoriți, să spunem împreună cu soția mea, mai mult de 6 ani de zile lucrăm în studierea Cuvântului Dumnezeu. Acum, nu de mult, am terminat cursul... Credința adevărată iubește pe Dumnezeu și pe aproapele.
un curs biblic extraordinar. De fapt, practicăm în grupurile noastre de studii biblice. Acum avem în orașul Strășeni încă două grupuri de studiu biblic. Să predăm după metoda studiului biblic inductiv. Așa l-am cunoscut eu pe Dumnezeu. De fapt, învățătorul care mi-a vestit Evanghelia prin studiu biblic este fratele Ion. Și prin fratele Ion am ajuns și eu să-L cunosc pe Dumnezeu. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că într-o zi l-am cunoscut, a fost un exemplu pentru mine. Și mi-a vestit Evanghelia și așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și am ajuns și eu la rândul meu să spun altora despre dragostea lui Dumnezeu și să fac ceea ce am văzut la învățătorul meu. Ai spus că de 6 ani vă întâlniți cu acești oameni acasă și studiați Biblia. Când s-a petrecut acest punct de cotitură? Unde a fost punctul ăsta de cotitură când te-ai decis să începi o biserică? Da, într-o zi, la o sesiune de iarnă, nu iarna aceasta, iarna trecută, da? 2012 spre 2013. La începutul anului 2013 am trecut sesiunea, pare mi se într-o zi mă vă căsătorii, da? Sesiunea Institutului Biblic Inductiv, consiliere spirituală. Și acolo am vorbit despre plantare de biserică și fratele Vasile chiar a ridicat întrebarea de ce în ziua de azi atât de greu se plantează biserici. Sunt puține biserici care se plantează și s-au adus anumite statistici și atunci ne-am gândit care ar fi punctele de misiune în care am putea să începem o biserică. Și atunci Duhul Sfânt m-a motivat, m-am gândit, păi zic, în orașul Strășeni, de ani de zile, avem grupe de studiu, oamenii pleacă în altă biserică când se pocăiesc, oamenii din lume veneau la noi la grup de studiu, intrau în legământ cu Dumnezeu, mergeau în alte biserici, căutau biserici în Chișinău, dar, de fapt, din Strășeni, foarte mulți oameni pleacă la Chișinău, la Chișinău. În biserici din Chișinău, da, foarte mulți. Și atunci v-ați decis să-i consolidați pe toți? Ne-am zis, nu îi chemăm pe toți la Strășeni, dar haideți să pornim, zic, o biserică în Strășeni în care oamenii care le place să studieze Sfintele Scripturi, oamenilor care le place studiul biblic, să aibă o biserică în care să fie în Strășeni și să ne strângem cu toți împreună, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și acum, deja din pare mi se din noiembrie, sfârșitul noiembrie, de când vă întâlniți de când ne întâlnim săptămânal și am acum am început cu chiar în timpul serviciului, începem cu închinare, începem cu cântări, cu rugăciune și facem studiu biblic de 40 de minute în loc de predică. Foarte mult am vrut să începem, să vedem cum le place grupului. Oamenilor atât de tare le-a plăcut că au zis că vrem să facem pe parcurs. Să continuăm. O facem și predici, facem și studiu biblic. Acum mergem cu manualul de 40 de minute. Am făcut mai multe cursuri. Acum suntem la cursul Cum să zidești o familie trainică. Am trecut rolul bărbatului, rolul femeii, ce spune Dumnezeu despre familie și este o metodă extraordinară. Am văzut că oamenilor le place să studieze. Deci sunteți originali într-un fel. De ce duminica se predică de pe amont? Da. Noi nu zicem că nu predicăm, da? Dar practicăm acum la moment să facem studiile acestea. Și ne place foarte mult. Oamenilor le place. Ion, știu că de 18 ani conduci un club de taekwondo, da. Elohim. Da. Și mi-ai spus înainte de emisiune că de acolo ți-ai început misiunea. Știu că acum de 2 ani de zile ați plantat o biserică în raionul Strășeni. Ne poți spune, de fapt, ce te-a motivat pe tine și cum a avut loc această schimbare înăuntru după atâția ani și dorință de a începe o biserică? În anul, eu așa de la început, în anul 92 am început să practic taekwondo. Și atunci prima dată am auzit de cuvântul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a început să mă cerceteze. Prin taekwondo ai auzit? Prin taekwondo, da. Prin taekwondo, începând să practic taekwondo, la începutul antrenamentelor era o simplă rugăciune. Instructorul care era,
era un elev de-a lui Vasile Filat, care a venit în Strășeni ca să ducă antrenamente și el cred că a făcut studiu biblic cu Vasile Filat. Atunci, de fapt, și Ion Chepti, și Vasile Filat au venit la Domnul și au început în federație ca să facă studiu biblic, ca să vorbească despre Dumnezeu. Și instructorul nu știa prea multe, nici el nu știa prea multe, cred că a fost la un studiu două biblice, dar au auzit cum se rugau. Și ne punea la fiecare antrenament ca să ne rugăm. Și atunci, de fapt, prin ne mai spunea el ceva din cuvântul lui Dumnezeu, așa, cât, așa după măsura cum știa el, ne rugam și atunci cuvântul lui Dumnezeu a început să mă cerceteze. Păi, a trebuit ca să treacă mult timp. Mult timp, 8 ani de zile. Că în anul 2000 să-L cunosc pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu, să-L cunosc mai de aproape. Deci era, te antrenai... Mă antrenam cu taekwondo, practicam mai departe taekwondo și făcând mai multe studii biblice la o tabără sportivă, la o tabără sportivă care a fost organizată de Vasile Filat, mi-aduc aminte, am studiat cartea Apocalipsa, partea întâi. Și acolo m-a cercetat un verset. Am studiat aproape de sfârșitul taberii, în Apocalipsa 3 cu 20, spune, eu stau la ușă și bat și dacă aude cineva să-mi deschidă și eu voi intra. Și versetul acesta așa m-a cercetat că în ultima seară de tabără mi-am predat viața Domnului. Și de atunci, din anul 2000, venind acasă, eram căsătorit de acum. Soția n-al cunoștea pe Dumnezeu, dar slavă Domnului, peste două luni l-a cunoscut cea pe Dumnezeu. Și împreună, din anul 2000, am început ca să vestim Evanghelia prin sport, să fim misionari. Să mergem prin localități, deschidem grupii de taekwondo și să vestim Evanghelia. Și astfel au apărut ucenici care l-au cunoscut pe Dumnezeu și trecând ani am format o echipă misionară și cu această echipă ne-am pus în plan, am pus în viziunea noastră ca să începem plantare de biserici. Făcând... După câți ani? În anul 2006. Asta după undeva în 5, în 6 ani, noi făceam misiuni, dar făceam misiuni numai prin sport. Duceam Evanghelia numai prin sport, deschideam grupe și Dumnezeu ne-a chemat, niciodată nu m-am gândit, vroiam tot timpul ca să fiu la slujitor de biserică la oraș. Mergeam, făceam taekwondo prin sate, făceam misiuni. De ce la oraș? Dar vroiam ca să fiu la oraș. Așa era la mine. Nu vroiam în sat deloc să fac cumva să fiu slujitor. Nu știu de unde s-a luat concepția asta și frica asta. Dar vroiam tare. Și când îmi spunea cineva, dar n-ai vrea ca poate în sat cumva să... Eu deodată, știți... Puneam așa, bloc în taekwondo, spune și, nu, eu în oraș vreau să fiu slujitor, vreau aici să fiu în biserică, aici să... Și până în anul 2007, Dumnezeu așa a lucrat la inima mea și a soției mele, la o sesiune la Surduc în România, Epistola după Iacov trecut. Acolo am primit chemarea ca să mergem în satul rece, ca să facem misiune și să plantăm acolo biserică. Și am mers, cam era mie greu, cam spuneam, dar poate nu noi. Dar totuși am răspuns chemării lui Dumnezeu, am mers în satul rece și am început să facem misiuni, evanghelizări să facem. Și făcând evanghelizări cu maturii, cu copiii, cu adolescenții, peste 4 ani de zile am plantat biserică. După patru ani din cauza, da, din cauza că satul rece este un sat foarte greu și foarte rece, de fapt, după denumire.
foarte rece. Oamenii... Ce au fost piedicele? Oamenii nu răspund, nici nu vreau eu să vorbească cu noi în sat. Noi am început să facem evangelizări prin diferite jocuri sportive, pe stadion, să invităm oamenii, programe diferite. Oamenii nici nu vreau să vorbească cu noi. Când ne apropiam, nu vreau. Vineau la program, mai ascultau, dar de vorbit, așa să intre în comunicare cu noi, nu prea doreau. Am început să mergem de la casă la casă și tot un spirit de religiune, eu cred că în sat și când a aflat preotul, că noi venim în sat și tot a văzut cum noi mai des facem evangelizări, mai des lucrăm. A început în fiecare duminică în mesajul lui să vorbească împotriva noastră. Și atunci oamenii erau de la om la om, ca în sat, ei vorbeau unul la altul și atunci oamenii se țineau departe de noi, fiindcă așa au spus preotul, ca să nu aibă nimic de afaceri cu noi, că noi nu suntem de la Dumnezeu, noi suntem de la... Nu credeți că tocmai frica aceasta pentru religia ortodoxă față de slujitorii bisericii ortodoxe îi oprește pe mulți slujitori evanghelici să înceapă o lucrare sau altă într-o localitate? N-aș crede că este o piedică aceasta. Eu cred că acum noi avem lipsă de slujitori în Republica Moldova. Și este lipsă, o spun așa, cu părere de rău, îmi pare rău, este lipsă de cuvântul lui Dumnezeu. Lipsă de cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii, eu am spus mai înainte de la început, oamenii dacă ar, și credincioșii, copiii lui Dumnezeu, dacă ar sta în cuvânt sistematic, ar studia cuvântul lui Dumnezeu, ar fi motivați ca să margă și să facă, să vestească Evanghelia. Cum, la modul practic, pentru că ați menționat, Adrian a menționat la început că tinerii nu sunt motivați să meargă să învețe la teologie, să meargă într-o localitate, să facă misiune. Cum, la modul practic, ce ați putea recomanda tinerilor ca să înceapă să studieze Biblia, să înceapă să meargă într-o localitate sau altă? Ce ați putea recomanda ca și slujitori care ați fost învățați? În primul rând, sunt foarte multe modalități. Un tânăr dornic să slujească lui Dumnezeu găsește modalități foarte multe. Eu, când m-am pocăit, prima mea dorință era să cunosc, să studiez cât mai mult cuvântul lui Dumnezeu și merg să fac școală teologică ca să învăț cum să slujesc pe Dumnezeu. Și întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu a fost pentru mine o prioritate. Cred că această foame după cuvântul lui Dumnezeu în ziua de azi lipsește. Trebuie o motivație, o dorință ca tinerii să stea în cuvânt. Modalități sunt multe, după cum am spus. De exemplu, acum avem în Moldova școli de misiune. Avem Universitatea de Teologie, care a deschis anumite facultăți. Avem școala de misiune prin sport și mass media, care deja al treilea an este în Republica Moldova și vin mai mulți studenți din străinătate decât din Moldova. Decât? Ei spun că sunt o piedică banii. Bani. Pentru că școala are ceva cheltuieli, dar bineînțeles, cazarea, mâncarea, dar eu nu cred că pentru o biserică este greu să strângă acești bani ca să-și trimită un tânăr măcar din biserică care să învețe cum să facă misiuni. Măcar o parte din sumă poate să acoperi și tot poate. Dacă un păstor, un slujitor ar vedea prioritate în aceasta, el ar găsi tineri care să-i trimită. Oamenii văd că tinerii, cea încă mai mare problemă, cred că tinerii în ziua de azi tot mai puțin și mai puțin sunt în biserică. De ce ei nu sunt tineri care să crească în această biserică? Pleacă sau nu vin? Nu prea vin și alții pleacă, pentru că mulți pleacă peste hotare, alții nu vin. Bisericile au pierdut pârghiile la care cum pot ajunge la tineri
și cum pot vesti Evanghelia tinerilor. Da? În acest context vreau să întreb, ați spus că biserica a pierdut pârghiile sau modul de a ajunge la tineri. Înainte au fost anumite metode care lucrau. Astăzi sunt alte metode care lucrează în unele biserici. Care sunt acele metode care nu mai funcționează, de care, la care ar trebui să punem, să renunțăm și să sunt metode noi cu care putem ajunge la tineri? Metodele cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce știm și ceea ce învăț eu pe ucenici, pe oamenii din jur, cuvântul lui Dumnezeu rămâne și trebuie să fie de bază. Și el este de bază și nu trebuie să-l schimbăm. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Dar metodele permanent schimbă. De la generație la generație metodele schimbă. Cineva spunea că biserica trebuie să fie pe val. Știți, trebuie să urci pe val la momentul potrivit. Și să ia metoda de care este nevoie. Care este valul? Acum, la noi, valul timpurilor noastre ar fi și mai este încă actual, clar că sportul. Evident, nu mă așteptam la un alt răspuns. Ceea ce facem și noi, facem ucenicizare prin sport, vestim Evanghelia prin sport. Apoi, alt ceva ar fi, știu, biserici care fac evangelizare prin muzică, apoi prin tehnologiile care sunt acum, prin computere, prin ceea ce este acum, eu știu, apărut, ceea ce interesează pe tineri. Apropo, Adrian, în ce măsură, ca și misionar, folosești uneltele acestea ale tehnologiilor informaționale, internetul, rețelele de socializare? Da, referitor la rețelele de socializare. În ziua de azi, biserica cam, nu știu de ce așa se întâmplă, biserica cam rămâne urmă. Nu vorbesc de biserica ortodoxă, pentru că duminica, dacă îi spun, biserica ortodoxă spune că este majoritatea. Când te duci duminica în biserica ortodoxă, este goală. Puțini oameni merg. Eu vorbesc de bisericile evanghelice, care sunt pline duminicile, da? Duminica, biserica e plină, dar tot mai puțin și mai puțin tineri, pentru că parcă rămânem în urmă, da? Au apărut era noilor tehnologii, au apărut rețele de socializare, Facebook, odnoclasnici, bisericile spun, o, păcat, Facebook, păcat odnoclasnici, da? Păcat internet, păcat TV, păcat sport. Păcat sport. Și tinerii în ziua de azi cam se spare de biserici și nu vin în biserică pentru că sunt limitați, da? Din contră, putem folosi Facebook-ul pentru a vesti Evanghelia, da? Putem să ajungem la mulți tineri prin Facebook, da? Dacă învățăm tinerii în ziua de azi cum să folosească Facebook-ul, cum să folosească video, cum să folosească media pentru a vesti Evanghelia, atunci motivăm și învățăm pe tineri ca ceea ce pot îi face mai bine să folosească pentru Dumnezeu. Când spunem că noi am Facebook-ul este păcat, noi deja am ieșuat. Pentru că, da, și cuțitul care tai pâine, el poate folosi la bine și poate folosi la rău. Și Facebook-ul poate folosi la bine și poate, poate fi folosit rău. Dacă înveți tinerii cum să-l folosească bine, atunci foarte bine. Ai câștigat tinerii și ai o armată întreagă care să lucreze pentru înaintarea Evangheliei. Și aceasta despre aceasta învață și școala de misiune prin media despre care am remarcat mai înainte. Da? Tinerii învață cum prin video, cum prin bloguri, prin site-uri, prin articole, prin rețele de socializare, cum să vestească Evanghelia. Și așa facem o armată extraordinară. Practic, de exemplu, în Strășeni, noi practicăm să repartizăm ziarul liber oamenilor. Da? Este iarăși o uneltă. Este unicul ziar creștin în Republica Moldova, de câte știu eu, de câte cunosc eu. Și îmi pare rău că bisericile în ziua de azi atât de mult prețuiesc acest lucru. Foarte puțini sunt abonați la ziarul liber, din câte cunosc eu. Dar ziarul liber este o uneltă foarte bună. Este un ziar special pentru oamenii, pentru a vesti Evanghelia, pentru ca oamenii din lume, da, să spunem, nu din
nu numai din biserici, să-l poată citi, pentru că aici sunt articole scrise în așa măsură ca să fie interesant oamenilor. Este inclus și din domeniul sport, și din domeniul de, social și așa mai departe. Deci bisericile ar putea să se aboneze ei cu toții la acest ziar, să ia ziare măcar o dată în lună, să ia câteva sute de ziare cu biserica și se margă să le repartizeze în satul, în localitatea în care merg ei. Și repartizând ziarul, Evanghelia ajunge în casa oamenilor care citesc ziarul. Când dau ziarul, poți să intri în discuții cu oamenii, să vorbești despre Dumnezeu, despre importanța citirii cuvântului lui Dumnezeu și așa mai departe. Poți să recomanda site-urile care sunt Moldova Creștină TV, da, moldovacreștina.md, unde pot găsi răspuns la întrebările lor și așa mai departe. Deci o unealtă este ziarul liber, deci tot este media. Pe final vreau să vă întreb, care sunt provocările unui misionar? Cu ce probleme întâmpinați în lucrul acesta de misiune? Până și acum avem probleme în satul Recea, în satul Ghelăuza, în satul Zubrești. Facem misiuni. Aici am plantat biserici în satul Recea. În satul Recea am plantat biserică, dar în satele Ghelăuza și Zubrești lucrăm acum pentru a planta biserică. Și problema este, avem probleme și într-un sat și în altul și în altul cu biserica ortodoxă. Asta e problema care este. Da. Asta este o problemă care și credem noi că și nu vrem să ne oprim aici, vrem să vestim mai departe oamenilor Evanghelia. Vrem ca să le facem cunoscut Evanghelia și lipsa banilor ar fi o provocare cu care vă confruntați? Pentru că vorbind cu într-o zi vorbeam cu episcopul Uniunii Bisericilor Baptiste și îmi spunea că foarte mulți slujitori pleacă peste hotare lăsând bisericile dacă sunt slujitori ucenici pe care pot conta, lasă pe seama ucenicilor, dar mulți pleacă peste hotare lăsând bisericile, abandonând bisericile și în căutarea de resurse, pentru că biserica nu poate să acopere cheltuielile unui pastor, a pastorului sau a slujitorului. Dumnezeu poartă de grijă, eu cred, asta celor știm. Care se jertfește. Asta știm și din practică, din practica personală, știu că Dumnezeu poartă de grijă atunci când faci lucrarea Lui. Eu mai spus și spun la tineri, la misionari care sunt la noi în biserică. Eu n-am știut 12 ani de zile cât am făcut misiuni. Eu niciodată, până și acum, dar 12 ani de zile nu am primit nicio copiecă de la nimeni ca să fac misiuni. Am mers prin credință și am făcut misiuni și Dumnezeu permanent m-a binecuvântat și m-a binecuvântat așa cum nici nu m-am așteptat eu. Ar trebui și bisericile să susțină pe slujitori? Este o realitate, slujitorii pleacă din lipsă de suport pentru că au familie, au copii. Biblia spune clar că fiecare credincios trebuie să facă parte din bunurile sale celui care îl învață din cuvânt. Este un adevăr biblic, cu părere de rău, în puține biserici se învață lucrul ăsta și păstorii, chiar unii păstori spun că nu trebuie să fie susținuți păstorii financiar. Dar cum poate un păstor să-și facă bine slujba atâta timp cât el se ocupă de lucru, să nu spun lucru la mese, da? El lucrează, da, ca să-și întreține familia și face, deci lui, el trebuie să fie dedat totalmente în slujire, ca în slujbă, ca să poată. Dar îl vedem și pe puzzle cel care duce lucra și el. Atâta timp cât nu ai de unde să, nu ești susținut, lucrezi și vestești Evanghelia. Când este posibilitate și Dumnezeu binecuvântează, da, prin alte persoane ca să poți să te dedici totalmente lucrării, atunci. Așa a făcut și Pavel. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cel care vestește Evanghelia trăiește din Evanghelie.
Da, amin. Și pentru mine sunteți niște eroi, trebuie să o spun sincer, pentru că cunosc puțini slujitori care ar merge la așa un pas, mulți se limitează cu ceea ce au, dar nu se încumită să meargă mai departe. Și eu vă felicit pentru începuturile pe locuri slabe, dar sunt niște începuturi bune, sigure, și eu vă doresc ca în localitățile în care faceți misiune, Dumnezeu să vă dea mult rod, mult rod, și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, să-L cunoască pe El și să continuați să fiți modele, slujitori modeli pentru ucenicii voștri, pentru ca să peste un timp să auzim și că ei încep o biserică într-o localitate sau altă. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mulțumesc foarte mult pentru Amin. Timpul pe care mi l-ați acordat. Sper că această emisiune să fie de un folos pentru slujitorii din Republica Moldova și pentru cei care poate sunt în pragul unei decizii de a începe o biserică într-o localitate sau altă, și Dumnezeu să-i ajute și pe ei să ia această decizie importantă. Așa să ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Mulțumim mult.